Mă numesc Eva Maria Șerban, clasa 4F, și de astăzi o să vă prezint un experiment prin care voi crea dioxid de carbon. Pentru acesta, vom avea nevoie de un vas cu apă de temperatura camerei, oțet, bicarbonat, o pâlnie opțională, o greutate, eu folosesc bănuți, un mic recipient și un balon. Mai întâi lăsăm vasul deoparte și vom lua recipientul. În el vom pune un pic de bicarbonat. Ca să vedeți mai bine cât să puneți, o să se apropie camera și o să vedeți acum. Atât, nici prea mult. După aia, vom pune greutățile. Eu voi pune 2 monede. După ce am pus monedele, vom lua balonul și pâlnia și vom pune un deget de oțet. Nu contează ce oțet e. Așa, deci am terminat. Ca să ne iasă experimentul, trebuie să fim siguri că oțetul și bicarbonatul nu se vor amesteca până nu intră în apă. Agățăm bine, cam așa. Apoi vom lua vasul și ușor îi vom da drumul. După cum vedeți, se duce în jos și dintr-o dată se întâmplă ceva. Asta este reacția chimică, care, după cum vedeți, se umflă. Este dioxidul de carbon. Ta-da! După cum vedeți, iese un pic prin margini, dar e ok, nu e nicio problemă. Se aude un pufuit, pentru că se amestecă. Și apoi, când scoate un sunet asemănător, puteți să-l scoateți și să-l puneți pe un șervețel ca mine. Și apoi, dați jos și o să auziți un sunet, care este gazul, dioxidul de carbon. Stai să scot monedele să vedeți mai bine. Acest experiment este mult folosit să cureți mai mult rugina de pe metale și diverse. Dar poate fi folosit și ca un experiment științific. Sper că v-a plăcut prezentarea mea. Mulțumesc!